Salut! O să vă arăt câteva articole second. Am strâns de luna trecută, adică de la ultimul clip cu articole din second hand și sunt cumva strânse și am zis să vi le arăt și bluza asta de pe mine este tot de acolo. Este așa mai scurtă și este groasă, este un pullover, de fapt, nu știu cum să zic, ca o maletă, are gulerul așa, dar este ca un tricou. Nu știu dacă știți, dar asta e foarte ok și am luat-o, adică e ok de avut, e foarte utilă și am luat-o pentru că am luat acest pullover, adică un fel de cardigan. O să-l pun chiar pe mine ca să vă faceți o idee. El are un defect, adică persoana care l-a avut înainte l-a descusut aici, el e din lână pură, l-a descusut și a pus un elastic aici la mânecă ca să fie cumva mai strâns și a făcut două cusături aici. Sper că se vede că este umblat la el și modificat, dar o să-l cos înapoi, o să-l prind probabil cu croșetul ca să nu cumva să se vadă cusut și o să-i deschei năsturașii și o să-l iau un pic pe deasupra lui asta, că de asta am luat chestia asta, ca să-l port cu cardiganul acesta. Este oversize și scrie aici că este din lână pură, nu scrie mărimea, scrie ceva München, made in Germany, dar da, nu scrie mărimea. Se poartă acum astea, am văzut, și îmi plac atât de mult. Ia să văd. E tare drăguț, nu știu exact cum să-l pun acum, el se închide așa. Pot să-l iau și cu o maletă neagră, una albă, chiar merge foarte bine. Are niște năsturași drăguți și are și aici într-o parte unul. Este foarte chic. Are și niște, așa, niște duni și aici la fel. Este, da, e tare drăguț. Și a fost foarte ieftin, a fost 10 lei și chiar, da, merită. Și pot să-l port și așa, cum vreau eu, e foarte util. Cred că am zis de foarte multe ori cuvântul foarte, în fine, dar îmi place mult de tot și mă bucur că l-am luat, toate spălate și scurate. Ce vă mai arăt? Ăsta, încă un pullover. Ăsta e de la copii luat, este cu o, prima dată am crezut că e o vulpe, dar de fapt cred că e o căprioară, mă rog. Scrie Zara Girl, ceva de genul și este o mărime 164, mie chiar mi este mare. Este cumva, nu știu, oversize, habar n-am, este lungă și la mâneci, o să o vedeți probată pe aici. Este lungă, cred că ceva de genul, atât, asta e un plus. Dar nu o să o tai, o lăs așa. Probabil e largă sau adică, nu știu, purtată, dar nu, pare în condiție bună și nu am niciuna așa pufoasă din asta, chiar mi-am dorit, ca să-mi țină cald. Și dacă, nu știu, nu îmi place să o port de bună, o să o port pe acasă. Dar îmi place mult materialul, m-am gândit ca pentru iarnă, așa, să-mi iau asta când mi-e frig și mă încălzesc repede. Eu sunt foarte friguroasă și de asta. Și să văd ce să vă mai arăt. Hai să vă arăt eșarfele. Mi-am luat o eșarfă din asta. Nu se vede bine culoarea. Este un mov. Am exact așa un ghiozdan de pe Sensei. Și este un mov spre vișiniu, o culoare foarte faină. Scuzați pisica care poșnește încolo, dar nu am ce să fac, e băgată după colțar. Și are franjuri din ăștia. Și a fost foarte ieftină asta. Nu v-am arătat o dată trecută, cred că am uitat. Și am văzut o etichetă, ceva scrie, dar cred că o mai găsesc, ba da. Pashima, habar n-am. Probabil sunt chestiile alea care poartă ăștia... fetele, nu știu, din Turcia pe cap, ceva de genul, parcă pașima asta, parcă am mai văzut undeva, nu mai știu exact. Deci da, asta e o șarfă foarte faină la culoare, doar că nu se vede pentru că este bate lumina direct de la geam. Și mai am una, asta mi-a luat-o mama, că știe că îmi plac culorile astea așa maronii și de toamnă și așa. Este tare drăguță, este în două culori, aici este așa și aici așa. Și are și niște ciucuri, franjuri, mă rog. Și e tare drăguță, e în stare bună, a zis că a dat 7 lei pe ea și e faină. N-am pus-o pe aia altă la gât, eu o port peste, mă rog, bine, nu pot să le pun acum, fain. Eu o port peste, da, nu așa, în fine, peste geacă, nu știu, e un accesoriu care ține cald la gât și da, iarna eu mai bine mă îmbrac pentru că, na, mi-e frig. Și să văd ce să vă mai arăt și mai am și încă una, asta din asta mai de vară, subțire. E așa, nu prea se vede bine,
V-am zis, denaturează culoarea, este o culoare superbă. O să, probabil o să filmez eu separat, o să vă las pe aici ca să vedeți cum arată culoarea mai bine. Și tot așa, ori o să o port la gât, ori pe cap când merg la biserică, este foarte, foarte utilă și asta a fost vreo 4 lei. Da, mai departe, am un pulover, de fapt nu, e bluză, care, uite, are și un fir de păr, care îmi este mică. Este de la Shein, eticheta. Shein, se zice Shein? Nu Shein, Shein. Uite așa, și este mărimea S, dar de fapt este un XS. E un roșu aici, aici alb cu negru, dar aici la mânecă are o chestie, nu știu dacă o vedeți. Ea îmi vine așa, dar aici mâneca nu pot să... Vedeți cât e de mică? Aici așa mă strânge foarte tare și nu pot să o pun, nu pot să o port deloc. O să dau, cred că, unei fete, dacă nu o vrea nimeni, o dau unei fete care mai dau eu haine și da, nu am ce să fac altceva, că nu-mi vine. Și mai am doar, da, o pereche de pantaloni scurți. Ăștia nu o să-mi probez pentru că îmi las să-i port noaptea când dorm la vară. I-am găsit acolo ieftin, adică erau aruncați pe acolo și am văzut în stare bună. Sunt de la H&M pe etichetă și sunt mărimea S, dar sunt ok, mie chiar îmi vin. Purtând un ML, îmi vin. Are aici, nu știu dacă este exact de pijama, are o chestie din asta, are șnur. Eu o să-i port când dorm noaptea, vara, pentru că sunt lejer și sunt așa flu-flu și da, nu o să mă probez, după cum v-am zis, să-i vedeți aici. Sunt foarte fain la material moi. Și mai am trei perechi de pantaloni. Încep cu perechea asta, care v-am arătat-o într-un haul cu mai multe de pe Sinsay, parcă sau de pe la ceva cumpărături alimentare și v-am zis că am și o pereche de pantaloni, dar nu v-am mai arătat-o. Zic să vă arăt aici. Asta e așa, are ea model. Adică, da. Și este din fâș. Sunt mărimea L, parcă. Nu știu exact. Sunt... O să vi arăt, probați. Pisica asta vrea să sară între pied. Au niște dungulițe, așa, niște pense. Chiar sunt fain, nu prea se vede aici, dar da, super fain. Sunt dintr-un fâș și au fost ieftini și 20 de lei la preț întreg. Era marfă nouă băgată și i-am luat pentru că mi-a plăcut. Nu-i mai găseam dacă se mai reduceau produsele. Și să vă arăt și pisicul meu. Da, nu pot. L-am mutat. Ba, nu pot. O da și pe na jos. Așa, să vă arăt în continuare. Mai am o pereche de pantaloni din ăștia. Este exact ca cei de pe Sinsay, doar că ăștia sunt mai lucioși un pic. Îți debea spălați, îți uzi un pic aici la bata asta. Sunt mărimea, cred că XL. Uite, stai să văd. Da, XL-ul. Nu știu dacă se vede. Ba da, se vede. Îmi vin super bine, chiar un pic mici, dar nu se potrivesc mărimile, bineînțeles. Sunt mai de în China, nu știu de ce fel de chinezării sunt. Dar da, sunt pe corp și o să-i port cu ceva lung. Nu pot să ies doar cu ăștia pentru că nu-s decenți. Dar da, îs elastici din câte văd, adică aici îs elastici. Aici sunt mai rigizi așa, o bandă strânsă și lată așa. Vedeți, asta e o bandă și e mai... tare, dar îs ok. O să-i port și o să se mai lase, probabil. O să-i port cu ceva lung, un pullover, ceva, ca să, cumva, să fie pe dedesubt, să vină fain. Poate și peste, adică, cumva, sub un hanorac lung. Da, o să-i văd eu cum îi integrez. Și ultimul articol, dar nu cel din urmă, o pereche de blugi. Sunt negri, nu cred că se vede culoarea, nu sunt așa spălăciți cum pare ei. Sunt chiar un negru intens, nu prea găsesc la second blugi negri. Adică să fie blugi negri, cumva culoarea de negru ca din magazin. Pentru că sunt spălăciți, sunt purtați până a ieșit culoarea, zgri, deschis, așa ceva de genul găsesc. Dar da, ăștia am găsit într-o sare foarte bună, dar nu cu talia înaltă. Cu talia medie, sunt mărimea 40. Sper că se vede invers, 0,4, că e filmat cu camera din față, dar da. Sunt de la firma asta, nu știu exact. Și îmi vin super bine. La spate sunt așa, sunt elastice, asta mi-a plăcut. Au două chestii aici, dar blugi, adică am găsit foarte ieftin. Și nu prea mai găsit de mult, v-am zis, blugi negri și sunt, în schimb, foarte lungi. Bucata asta de material, trebuie să o tai, un fir de păr. Trebuie să tai bucata asta de material atât cam și apoi să îndoi eu 2 cm pentru că sunt extrem de lungi. Nu știu cu ei vin așa, cine e așa de înalt, nu știu, dar e foarte lung. O să-i fac la mașină, îi descos, adică îi tai și le fac un tiv și da.
O să-i probez, v-am zis, în partea asta și da, cam astea au fost. Nu știu când o să mai revin cu videoclipuri din un second, pentru că o să plec o perioadă și, dar probabil o să revin cu siguranță cu din astea din second, dar o să revin mai mult cu cumpărături alimentare pentru casă, ce mai mi-au pe acolo și da. Deci cam astea au fost. Sper că v-a plăcut acest clip. Pa!